Bună seara, sunt Dorin Galben și bine v-am regăsit la Cotidianul Live. Astăzi discutăm despre ceea ce se întâmplă în preajma alegerilor locale din capitală și din țară în general, împreună cu domnul Anatol Țăranu, comentator politic, bună seara și bine ați venit. Bună seara. Și cu domnul Veceslav Ioniță, analist economic. Bună seara și bine ați venit. Bună seara. Deci, haideți să începem cu ceea ce se întâmplă în această campanie electorală. Domnule Țăranu, nu știu în ce măsură urmăriți îndeaproape cursul evenimentelor, dar avem foarte multe partide pro-europene pe dreapta și avem foarte puține partide pe stânga și candidați de mijlocit. Dumneavoastră, cum credeți? Pe cine mai mult avantajează această situație și de ce s-a creat acest lucru în general? Atunci când m-ați întrebat dacă urmăresc, desigur că urmăresc. Pot să spun că nu mi-aduce acest spectacol mare plăcere, dar de urmărit urmăresc. Într-unul din comentariile mele pe care le-am făcut la televiziune, am spus că această campanie electorală este una anemică. Și vreau să reconfirm această apreciere. Ea se deosebește de alte campanii electorale, chiar dacă alegerile locale, de obicei, după intensitatea sa, cedează în fața, de exemplu, alegerilor parlamentare. Dar cum n-ar fi? La Chișinău, desigur că alegerile sau campania electorală ar trebui să fie una din cele mai intensive, incitante și dacă înțelegem faptul că primăria Chișinăului sau postul de primar al Chișinăului acumulează cel mai mare număr de voturi după președinția Republicii Moldova și reprezentativitatea din acest punct de vedere este extrem de înaltă, a doua după mărime, păi acei care sunt antrenați în această competiție ar trebui să dea dovada faptului unui activism deosebit. Din păcate, acest lucru nu prea se întâmplă la Chișinău. De ce? Poate că s-a acumulat o anumită doză de oboseală, inclusiv și la electori, dar eu cred că politicienii, după ceea ce s-a întâmplat în vara acestui an, în luna iunie, după această schimbare dramatică care s-a produs și în mare parte care era neașteptată, încă nu prea... Dramatică pentru cine? Dramatică pentru toți. Dramatică, în primul rând, pentru Partidul Democrat, care spera că se va menține la putere și a pierdut într-un mod lamentabil această putere, dar dramatică și pentru acei care deja și-au pierdut speranța că vor veni la putere. Eu mi-aduc aminte, 6, 7, 5, deci iunie, era absolut evident că acei care astăzi jubilează și care, de fapt, au constituit actuala guvernare, ei deja se pregăteau pentru o opoziție îndelungată cu toate consecințele. Domnule Ioniță, dumneavoastră, cum vedeți situația asta? Eu sunt de acord cu colegul că e cam anemic. Domnul Țăranu, dar de ce e anemic? Acum și ajunge și acolo, dar aș vrea aici să-l completez în ce sens. Domnul Țăranu a dat după numărul de alegători chestia a doua după președinte. Dacă ne uităm după puterea economică a municipiului Chișinău, atunci noi ajungem la concluzia că de fapt există Chișinău și restul țării 25%. Eu am făcut mai de mult o analiză, n-am mai actualizat datele, dar nu e necesar că nu s-a schimbat nimic decât un singur lucru s-a schimbat și acum voi spune ce s-a schimbat. Deci din toată forța de muncă care lucrează în Republica Moldova, în afară de bugetari, din cei care lucrează cu economie reală, salariați oficiali, 75% sunt în Chișinău. Din toate salariile care sunt plătite în Moldova, Chișinău și Bălțăni, cer scuze că am luat aceste două orașe, dar da, Chișinău are, Bălțul foarte puțin, trebuia să separ Chișinău. Deci, practic, noi vorbim despre faptul că atunci când alegem Republica Moldova-Chișinău. Și ceea ce se întâmplă este că dacă produsul intern brut, noi îl calculăm, e dezviitor, îl calculează de câțiva ani de zile în baza datelor statistice pe Chișinău, pe cap de locuitor, dacă înainte Chișinău era diferența dintre Chișinău și restul Republicii era de 4 ori, acum se apropie de 5 ori. Deci nu e numai că distanța dintre Chișinău și restul Republicii este mare, dar ea se accentuează cu fiecare an. Deci, și explicația dumneavoastră și atunci ar fi, ne duci mai departe că în Chișinău, alegerile, eu cred că aș diviza alegeri locale în două, Chișinău și restul țării. Din ce cauză? Că în Chișinău noi, de fapt, nu avem de-a face cu alegeri locale. Dacă ne uităm, în ce sens? Că dacă ne uităm atent, după amploare, după importanță, după greutatea Chișinăului, alegerile din Chișinău sunt niște alegeri naționale, în sensul în care că cel care câștigă în orașul Chișinău, vorbim de lideri naționali. Și uitați-vă că aici participă lideri naționali și în municipiul Chișinău, în general și în teorie, se consideră că capitalele și mai ales
ca tale alte țări, dar cum e Chișinău, Moldova, care ai capitala care are 75%, nici nu mai vorbește atât de administrație populară, că locală practic e națională, că liderul orașului Chișinău, el de fapt poate fi un lider național care cu succes poate pretinde la... Domnule Emiță, haideți să vorbim la modul practic. Acum ce se întâmplă? Ce se întâmplă în Chișinău? În Chișinău se întâmplă o situație foarte simplă. Am avut anticipate. Așa. Am avut bătălie cu nerecunoașterea primarului ales, o situație fără precedent. Am avut o situație în care, în opinia mea, deci putea ierta foste guvernări orice și din câte înțeleg li se ierta diferite lucruri. Dar sunt câteva lucruri sfinte care nu pot tăiesc și altă, și anume nevalidarea mandatului, cred că a fost o chestiune, o lovitură de grație care și-au dat-o singur în cap fosta guvernare. Deci ei puteau încă mulți ani de zile opoziția să-i atace pe diferite căi, fără succes, că hai să recunoaștem, opoziția la noi era slabă, da? Actuala guvernare, când era opoziția slabă. Cine și-au dat cu ciocanul în cap a fost fosta guvernare prin nevalidarea mandatului din Chișinău. Am avut tot acest an de zile. Acum avem o situație și mai paradoxală, că liderii, doi lideri în actuala competiție din Chișinău sunt parteneri de guvernare. Și ei nu au reușit în două luni de zile. Deci ei, când și-au făcut parteneriatul ăsta de guvernare, cred că au aflat cu câteva minute înainte de asta că vor fi acușa în coaliție, ei au făcut această coaliție și în trei luni de zile, cât au avut de atunci. Adică nu au făcut-o de voia lor? Nu că nu au făcut-o de voia lor, deci așa cum a fost. Dacă vinim într-o emisiune și discutăm cum s-a făcut coaliția, dar acum vorbim despre faptul că s-a făcut, cum s-a făcut, am trecut etapa. Ei în trei luni de zile trebuiau să-și găsească un comportament în această coaliție, în condiția când unul e de stânga, altul e de dreapta. În condiția când era clar că doi lideri ai coaliției vor fi și lideri în competiția locală. Cum te poziționezi tu? Și ei că războiul cu Rușă, cu Europa nu prea merge, că suntem într-o coaliție. Când și că cum? Cu corupția, cu asta. Deci care sunt subiectele de campanie? Mi-aș fi dorit foarte mult ca municipiul Chișinău subiectele reale de campanie, dar până la urmă vă spun, primul subiect în Chișinău, care omoară Chișinău, deci care îl bagă în pământ, este corupția. Și o spun aceasta nu că Vecislav Ionit nu are și facerea, vă spun în baza unei analize. Noi am lucrat timp de 2 ani de zile, când spun noi, Iliz Viitor, am lucrat timp de 2 ani de zile, de fapt 3, cu companiile, am realizat vreo 7 cercetări, toate legate de corupție. Și noi am vrut să vedem cum asta împiedică business-ul să desfășoare activitatea. Am mers pe toată țara, deci am chestionat 500 de companii. Eu personal am discutat cu 200 de directori la companii foarte mari până la companii foarte mici pentru a înțelege ce se întâmplă acolo. Și concluzia? O concluzie care îți deosebește toate. În toată țara cam oamenii vedeau aceea cu excepția Chișinăului. Când ne-am apropiat de Chișinău, întrebăm pe oamenii de afaceri care cei mai corupți în Chișinău. Și ei ne-au spus în felul următor, domnul Niță, primul loc e primărie. Următoarele 9 locuri sunt libere. Și după asta merg următorii. Deci atât de tare primăria în imaginea oamenilor de afaceri este un izvor atât de mare de corupție, că de fapt tot ce se distruge în orașul ăsta, și orașul ăsta este distrus în fiecare zi. Deci în fiecare zi e distrus și tot asta e distrus din cauza că nu numai corupția, că trebuie să fii și corupt și prost. Deci trebuie să fii două. Că eu când m-am uitat, de ce spun aceasta? Că construcțiile, că nu cred că astăzi vă vorbi. Credeți-mă, în domeniul construcțiilor este corupție în toată lumea. Haideți să le luăm pe rând, la construcție ajunge. Și atunci, și încă o idee. Ce avem noi acum în Chișinău? Că fiindcă Chișinău e primul și el alte. Noi avem foarte mulți candidați, dar vă pot spune acum cu toată certitudinea. Primii doi, vor lua în primul tur nu mai puțin de 80% de voturi. Vor lua, în opinia mea, de la 80% până la 85% de voturi. Și aceasta se va întâmpla din următorul motiv. La noi oamenii nu fac diferență. Există votul emoțional, care îl spun în timpul sondajului, și există votul rațional în ziua alegerilor. Deci la noi oamenii au votat irațional ultima dată în 2001. Atunci când 29 de mandate la parlamentare s-au dus la cei care nu au trecut în Parlament. Deci omul a votat cu partidii care nu au trecut. Și după ce omul a văzut că ei au votat pe dreapta, iar mandatele s-au dus la comuniști pe stânga, după aceasta la noi voturi iraționale, în ce sens? Omul îi place de un partid micuț. El spune că eu dar înțelege că nu are șanse și votează rațional. El în ultima zi votează rațional. Am înțeles. Domnule Țăranu, văd că dumneavoastră nu sunteți obligatoriu de acord, ce zice domnul Ioniță. Într-adevăr, peste 80% credeți că ar putea lua cei doi lideri, pentru că vorbind conform sondajelor, domnul Andrei Năstase și Ion Ceban, ei sunt cei doi lideri, exact, despre care menționați dumneavoastră. Peste 80%?
Avem candidați care sunt foarte bine văzuți. Eu cred că în primul tur voturile se vor mai împărți, că sunt foarte mulți candidați și volens, nolens, voturile se vor duce și la cei candidați care nu prea au șanse. Turul 2, prin definiție, este, deci acești doi vor împărți voturile. Dar problema constă în următoarele, că iarăși când vorbim despre o campanie anemică, vorbim inclusiv și despre faptul că nu există o luptă adevărată între primii doi candidați care au cele mai mari șanse de a accede în Parlament. Ei cumva... La primărie. Da, la primărie. Ei cumva au semnat un pact de neagresiune și se comportă absolut neadecvat unei campanii electorale a unor candidați care, din punct de vedere politic și, dacă doriți, geopolitic, se găsesc pe două extremități. Cât de mult contează faptul că domnul Igor Dodon, la un moment dat, a declarat că va fi o campanie, ar fi bine să fie o campanie fără geopolitică? Dar cine avantajează acest lucru? Bun, dar când domnul Dodon a vorbit sincer și a vorbit adevărul? Domnul Dodon este un animal politic perfect. Când vorbesc animal politic, nu introduc în chestia aceasta o noțiune peiorativă. Animal politic care se trage în sensul bun al cuvântului. Da, din Grecia antică. Da. El foarte bine cunoaște, știe, simte ce trebuie să spună pentru electorii lor. Iar în Republica Moldova electorii lor sunt foarte numeroși. Din acest punct de vedere, Dodon este un politician perfect. Vă aduc aminte despre acea apreciere care spune că politicianul se gândește la rezultatele alegerilor, iar omul de stat se gândește la destinele poporului pe care îl conduce. Păi iată, Dodon este un politician perfect. Din păcate, în ceea ce privește om de stat, aici sunt probleme foarte serioase. Acum, candidații la primărie, cine sunt ei? Politicieni sau oameni de stat? E o întrebare la care nu este ușor să răspunzi. Din simplu motiv că traiectoria politică, biografia politică a ambelor candidați nu este chiar atât de pestriță și de îndelungată. E greu să-ți faci o impresie despre dânsii. Dar faptul că ei au renunțat la luptă vorbește despre o înțelegere. Iar această înțelegere prinde rău la electori. Dar cum dar numai observăm că au renunțat la luptă? Cum ar fi trebuit în mod normal să arate o acelea? Mă scuzi ca să-mi termin gândul. Cum vă închipăiți? Eu stau și mă gândesc. O luptă pentru primăria Parisului sau Berlinului sau a Romei și candidatul la postul de primar nu vine la televiziune, dar îl trimite pe un reprezentant de-al său. În orice din aceste capitale, pentru un asemenea gest, acest candidat ar fi fost pedepsit într-un mod din cele mai crase de către de alegători. Da. La noi cine face acest lucru? La noi nu. Alegătorii nu sunt la acel nivel când sunt capabili să-i pedepsească pe candidați. Și asta le permite să facă ceea ce fac. Ei se eschivează. Eu, într-o bună zi, l-am văzut, nu vreau cum să numesc numele candidatului, a venit un reprezentant de-al lui și vorbea la televizor și eu l-am ascultat foarte atent. Mie mi s-a părut că el este mai bun pentru primar decât acela pe care îl reprezintă. Și acest lucru creează probleme. Probabil în acest motiv l-aș trimis. Dacă îmi permiteți, teoretic sună bine că ei trebuiau să pună subiecte reale pe municipiul Chișinău. Vă spun vreo trei. Am butiajele, cred că ne omoară în câțiva ani de zile. Vreau să felicit tot cetățenii din Moldova. Noi am trecut cu succes de 1 milion de unități de transport înregistrate. Deci 1 milion am trecut în luna mai. Asta cu ghilimele, felicitări. Da, felicitări cu ghilimele. La aceeași infrastructură de drumuri. Evident, cea mai mare număr sunt concentrate în Chișinău. Și noi mergem cu așa o viteză că 2 milioane, aici vreau să vă spun că noi pe când număr de unități de transport înregistrate în Moldova e 2 ori mai mic decât media europeană. Așa că noi foarte rapid să ajungem la 2 milioane. Fără să facem drumuri. Și așa că distrugem. Mai departe, toate construcțiile care acum le facem, deci imaginați-vă că în municipiul Chișinău s-au construit peste 200.000 de case de locuit timp de 30 de ani și orașul s-a extins, deci a existat un concept de dezvoltare urbană, da, sectoare noi, regiuni noi, și acum, timp de 30 de ani, primii 60 de ani, tot ce se vedeți în municipiul Chișinău s-au construit în 60 de ani. Dintre care peste 200.000 de apartamente s-au construit în 30 de ani, asta e 60-90, și ele sunt concentrate și s-a extins orașul, toate sectoarele care le știm noi.
După asta, timp de 30 de ani zile, noi am distrus orașul, că restul vreo 50 ceva de mii, noi le-am trântit, ca alt cuvânt nu le pot spune, pistea este care existau. Deci, noi am creat un sector nou de 50 de mii de apartamente, unde trăiesc peste 100 de mii de oameni, fără a crea sectorul. Deci, noi am băgat 100 de 50 de mii de apartamente, le-am înghesuit printre celelalte 200. Deci, dumneavoastră spuneți că aceste subiecte ar fi fost absolut normal să fie discutate. Dar asta teoretic, în realitate nu e așa ceva și vă spun din ce cauză. Și vă dau argumentele. În teorie se consideră că capitalele nu mai este administrația locală, e de fapt este ca administrația națională și subiecte de ordin politic național. Și Chișinău a demonstrat alegerile precedente. În alegerile precedente, toți vorbeau că avem nevoie de un manager, manager, manager. Candidatul care nu a trecut în turul 2, putem spune un nume aici, Silverado, era văzut ca un manager. La început de campanie era primul în listă. Cu oamenii la început cu emoții, băi, îmi place, uite, a făcut semafare, a făcut, și într-adevăr a făcut. Eu de câte ori ies de pe stradă pe care mi-am gândit, trebuie 30 de ani ca să vin la urmă Silverado să-mi pună semafor, 30 de ani au putut pune o lume acolo semafor când îți blochează orașul. La Durleș, spun, băi, oameni buni, aici unde trăiesc la Dumbrava, nu trăiesc cu oameni simpli, trăiesc procurori, trăiesc aceștia care au pile, au tot, băi, voi vă riscați să vă omorâți în fiecare zi și o trebuie să vă vin Silverado să vă pui semaforul pe 30 de ani. Așa și ce s-a întâmplat la final de campanie? A fost ea, că manager una alta, și a fost manager până la o săptămână de alegeri. În ultima săptămână s-a prăbușit că oamenii la noi, în limba rusă cucuit, în limba română, s-au înghesuit în jurul lui. Stânga la stânga, dreapta la dreapta, uitat de manager, uitat de tot. Ce se întâmplă în Chișinău? Putem noi să vorbim ce vrem, despre transport, despre ambuteaj, ce vreți dumneavoastră? În Chișinău, când cineva face sondajul, eu îi spun, băi, dă-mi te rog mie baza de date, că eu îmi place să mă uit în bază. Când sondajul, când îți dă doar cifrele, cât votează cu Năstase, cât cu Ciobanu. Mă uit în baza de date și încep a scoate. La Năstase, 85% din care votează cu Năstase sunt moldoveni, români, cum vreți așa, români, da? Așa. Sau vorbitori de limba română, moldoveni, se numesc cum vreți. 15% sunt ruși. La Ciobanu, 75% sunt ruși, 25% vorbitori de limba română. Deci gata, ei s-au grupat, ăștia în jurul unul, ăștia în jurul altul. Poți tu să vorbești despre ambuteaj și despre ce vrei. Mai departe, la Năstase, satele, toate satele votează cu Năstase. Dacă vă uitați atent... Suburbiile, îmi cer scuze, suburbiile și orașe. Suburbiile mereu au fost cumva pe dreapta. Și atunci noi despre ce vorbim? Despre ambuteiaje. Vorbim despre asta, oameni buni. Da, trebuie să discutăm, trebuie să fie, dar până la urmă, în municipiul Chișinău, oamenii în electorat spun, da, mie îmi place de aici, îmi place de aici, îi simpatizează mult. Iar în ultima zi, el spune, votul meu se pierde și el e votul rațional. Și tăzi de dreapta. Să înghesuiesc în jurul lui Năstase, trebuie de stânga să înghesuiesc în jurul lui Ciobanu. Deci cine dezavantajează faptul că nu se discută atât de mult despre geopolitică cum ar trebui? Dar nu poți să discuți deloc. În campanie electorală nu s-a discutat. Și în ultima săptămână, tot managementul și toată discuția profesionistă s-a dus de-a dura și toată lumea au discutat timp de 2 luni de zile despre management, despre oraș, despre canalizație, despre mirosul neplăcut și în ultimele 3 zile ăsta e a meu, ăsta nu e a meu. Știți că avioanele când zboară, sfoi și joi. Deci, ăsta e a meu, ăsta nu e a meu. Și gata. Și toată lumea poate să ne-l iubească. Eu m-am uitat acolo, erau care au votat, ne uitam ce fac liberale. Că ei niciodată nu l-au preiubit până asta. Da, liberale, cumva nu știu de ce n-au preiubit. Ei poate în mod normal erau gata, nu știu ce să-i fac. Dar ultima zi plângeau și votau cu dânsul. Așa e, da, ce-i face? Aici așa de-a meu, aici așa de celălalt. Și el plânge de votează. Este adevărat. Deci turul 2 este asigurat în ziua noastră? Nu este asigurat și geopolitica joacă un rol extrem de important și mesajul geopolitic în aceste alegeri. Încercarea, hai să spunem unora, și în primul rând acelora din tabăra socialiștilor să spună că nu trebuie geopolitică și așa mai departe, este de fapt o speculație sau, dacă doriți, o capcană în care încearcă să-i prindă pe cei de dreapta, pe politicienii de dreapta, fiindcă socialiștii nu au nevoie cu adevărat de foarte mult mesaj geopolitic, din simplu motiv că nucleul dur al socialiștilor este numeros. Și aici vorbesc în primul rând despre minoritățile naționale sau mai bine zis despre rusolingvii din Chișinău. Ei votează mobilizat, asta înseamnă că prezența la vot este foarte înaltă și ei votează disciplinat. Foarte rar rusolingvii votează pentru alte candidaturi. Pe când electoratul de dreapta
este unul mult mai moftoros, mai selectiv. Lui, da, geopolitica este absolut obligatorie, este mai streamul, deci ceea ce stă în spate, dar trebuie să-i mai dai încă niște lucruri. Dar atunci când refuzi la un mesaj geopolitic și național foarte clar, de fapt îți creezi foarte mari probleme. Fiindcă, de exemplu, pe dreapta este și nimeni nu poate să-l calculeze foarte precis acest segment electoral, sunt unioniști. Cât de mulți sunt ei? Ei niciodată nu au avut un reprezentant notoriu asumat votat deci, la Chișinău, dar și în Parlament. Mulți spun, inclusiv liberalii spun, noi suntem unioniști, noi am fost aleși în Parlament. Eu spun una, dar când oamenii să le spui, da. Oamenii trebuie să spui. Sigur, oamenii trebuie să-l perceapă în așa fel. Sunt atât de multe partide unioniste, domnule Țăran. Păi bun, ce se întâmplă? Unde e acel lider, evidenția? Domnul deci, Țăran a spus un lucru serios și crede una. Da, deci oamenii pe votul lor trebuie să spui politică, în politică contează nu ce crezi tu despre tine, dar, sau cine ești tu în realitate. În politică contează ce cred oamenii despre tine și cum oamenii te percep. Și votul, nici acum nu avem un lider? Nu avem niciun lider afirmat. Avem foarte mulți pretendenți, dar electoratul unionist nu îi recunoaște în calitate de lideri naționali. Iată, acum a apărut unul, doi, care concurează între ei și care foarte mult își dăunează unul altuia din simplu motiv că n-au putut să găsească limbă comună și o platformă comună. Vorbesc despre domnul Țicu și despre domnul Țurcan. Ei ar putea să se autonihileze. Da, desigur că pe dreapta unionistă mai este și Dorin Chirtoacă și Valeriu Munteanu, indiscutabil. Problema este că ei au stigmatul foștilor, acelor care deja au acumulat un capital negativ și ei luptă nu numai pentru acumularea voturilor, adică ceea ce este pozitiv, ei încă trebuie să dezbată ceea ce negativ ce s-a acumulat și asta îi defavorizează în concurența cu alți candidați unioniști. Acum, cât de numeros este acest electorat? Și în ce măsură el este gata să voteze consolidat? Dacă, da, și ce se întâmplă, este foarte important acest lucru, ce se întâmplă acum cu blocul acum? Mutarea aceasta a blocului acum, de pe dreapta, înspre centru, a pus în gardă Partidul Unionist. Nimeni nu poate astăzi să spună cu mare precizie cum se vor comporta unioniștii în turul 2, fiindcă în turul 1 e clar ce vor face ei. Marea majoritate dintre ei își vor împărți voturile între candidații care nu prea au șanse. Însă în turul 2, iată ce, deci efectul cel care nu odată s-a făcut simțit la Chișinău, când turul 1 de obicei îl câștigă reprezentantul Partidului Prorusești, iar în turul 2 vin masiv la alegătorii la vot și suburbiile pun ștampila pe rezultatul. Admiteți că unioniștii ar putea fi dezamăgiți și n-ar merge eventual? Uitați-vă ce s-a întâmplat în turul 2 la precedentele alegeri municipale la Chișinău pentru postul. Deci în turul 2 4% de alegători s-au adăugat ca prezență. Din aceste 4%, 50.000 au fost al lui Năstase și doar 20.000 al lui Ceban plus. Și asta, dreapta s-a mobilizat, au venit mai mulți în turul 2 decât în turul 1 și au garantat succesul lui Năstase, chiar dacă Năstase a pierdut turul 1 în raport cu Năstase. Se va repeta acest lucru și astăzi. Vreau să finalizez. Numai că atunci, un an în urmă sau 2 ani în urmă, Năstase era pe val. El era liderul recunoscut al protestului. Era Vlad Plahotniuc, era calul de bătaie lui Năstase. Acum situația s-a schimbat. Au fost făcute niște mișcări nu prea inspirate în raport cu Partida Unionistă. Și acest lucru ar putea să coste.
Dar câți? Aveți aici, ceva date, da, domnule Ieniță? Cam câți sunt unioniști în municipiul Chișinău? Noi avem, ne uităm după simpatizanțe care i-au avut ei și pe urmă vă mai spun un lucru. Înainte de campanie, la început, undeva toți aceștia unioniști, un 12-14% care spun că votează pe ăștia de dreapta, ei au spun că votează împreună cu Chertoacă, Țicu, cine mai avem noi acolo, domnul Țurcanu, nu cine mai avem, domnul Țurcanu, ăștia trei iau de bază, și Valeriu Munteanu, printre alte, tot avea o prezență bună. Dar după aceasta începe scăderea. Deci oamenii aceștia votul rațional. Și aici vreau să fac o recomandare pentru liderii care vor să devină lideri unioniști. Deci acum mi-a plăcut cum i-a etichetat domnul Țăranu că sunt pretendenți. Deci ei trebuie să fie recunoscuți. Dacă noi vorbim la modul serios de mișcare unionistă în Republica Moldova, iar e o problemă și vă spun în ce constă problema. Ei întotdeauna când încearcă să intre în luptă, desori sunt asemănați cu spoilere. Deci se uită toți unioniștii și spun, băi, să nu vă supărați, dar voi ce faceți acum? Deci nu aduceți anul 2001. Aduc aminte ce a fost în 2001. 29 de mandate votate de oameni de dreapta s-au redistribuit în mare parte spre comuniști. Cât o la comuniști în 2001? 51%. Câte mandate obținut? 78, da? 71. Deci 20 de mandate în plus, 8 s-au dus la dreapta. Deci 20 de mandate de dreapta s-au dus la comuniști și nu pur și simplu s-au dus la comuniști. S-au dus sub formă de majoritate constituțională. Și oamenii la noi au prins la minte, în 2010, voturile aiurea sau voturile date aiurea au fost doar 4 sau 5 mandate. Omul acum ăsta, unionistul, spune, băi, eu vreau să fiu unionist, dar mă tem că mă uit ce faceți voi, liderii, voturile mele, unde să duc? Ce ar trebui să facă liderii? Că până la urmă, nu Năstase trebuie să ocupe de unionism. Unionist trebuie să ocupe domnul Țicu, domnul Țurcanu, domnul Munteanu și domnul Chertoacă, ăștia patru, da? Ei trebuie să-și definească ce vor ei. Pentru dânsi miza este alegeri locale sau crearea unii mișcări unioniste în Republica Moldova. Dacă este crearea unei mișcări unioniste, înseamnă că ei trebuie să vadă cum mișcarea unionistă din Moldova contribuie la valorile europene. Și atunci când ei își vor defini lor, da, ei își vor răspunde lor la această întrebare, acțiunile lor electorale vor fi inteligente și ei nu vor câștiga în primărie Chișinău azi, dar ei vor reuși să fie în Consiliu, ei vor reuși să-și crească prezența și ei vor deveni o forță politică jucătoare. Deci unioniștii în Republica Moldova trebuie să definească. Ei sunt forță politică care participă în procesele politice. Fie să duc la domnul Năstase și spun, domnul Năstase, noi vă susținem, da, cu condiția. Și pun câteva condiții. Deci ei trebuie să-și definească. Iar dacă nu, le rămâne rolul de spoiler. Și în cazul dat e o problemă. Dar nu e o problemă la unul ăsta, e problemă. Haideți să nu ne învârtim doar în jurul acestui subiect, situația în care s-a pomenit Partidul Democrat. Până mai ieri, cel mai prosper, așa, în viziunea multor membri, mulți primari, ați făcut și dumneavoastră la Edis Viitorul un studiu, o analiză, sau, deci mai mulți primari în decursul ultimilor ani au trecut la Partidul Democrat. Era vorba de 500 și ceva, nu știu, într-un final, cifra finală. Dar acum am înțeles că deja acești primari care erau la Partidul Democrat merg la Blocul acum sau la Partidul Socialiștilor. Ce s-a întâmplat, domnule Țăranu, cu Partidul Democrat? Pentru că este într-o cădere fără precedent. Și ce se întâmplă cu acest candidat de la Chișinău, domnul Cebotari, care este invizibil în această campanie electorală? Democrația niciodată n-a avut poziție la Chișinău serioasă. Ei dintotdeauna înregistrau niște scoruri extrem de slabe. Chișinăul nu este fieful Partidului Democrat. Asta este una la mână, tradițional. Acum, ce se va întâmpla cu Partidul Democrat? Partidul Democrat, ușor, ușor, de fapt, el niciodată n-a fost un partid ideologic în sensul adevărat al acestui cuvânt. Partidul Democrat mai degrabă comporta trăsăturile unui partid clientelar, iar pe timpul lui Plahotniuc s-a prefăcut 100% într-un partid clientelar. Oamenii veneau la acest partid clientelar, asta înseamnă că clientela politică constituie grosul partidului, ei vin acolo, fiindcă partidul îți oferă avantaje materiale, politice, de tot felul. Să fii cu Partidul Democrat, asta, de unde au apărut toți acești primari care niciodată nu au fost aleși? Oportuniști? Da, desigur. Clientela politică, prin definiție, este întruchiparea oportunismului politic. Acum, ce se întâmplă cu acest partid?
El a căzut de la guvernare, el mai mult nu poate să ofere beneficii clientelare. Clientela politică acum e într-o stare de frustrare. Dar ce să facem? Noi am susținut acest partid, prin inerție se continuă acest lucru, dar partidul nu mai oferă beneficii. Și atunci, ușor, ușor, dar iar uneori masiv, masiv, de acolo pleacă oamenii. 100 și ceva în decurs. Da, deja au plecat, dar eu cred că deci acest proces se va intensifica inclusiv după aceste alegeri locale. Acum, care este perspectiva partidului? Rebranding-ul partidului înseamnă plecare de la calitatea de partid clientelar spre un partid ideologic. Noi avem nevoie, stringent avem nevoie în Republica Moldova de un partid de centru stâng, un partid social-democrat în sensul adevărat al acestui cuvânt, care comportă aplicare spre valorile europene, fiindcă la noi toată stânga este pro-rus. Noi avem nevoie de un partid de stânga pro-european, mai ales un partid social-democrat care face parte din internaționala socialistă, asta înseamnă un partid al social-democraților europeni. Și din acest punct de vedere, desigur că apariția unui asemenea partid puternic ar însemna o clarificare foarte importantă pentru scena politică moldovenească. Dacă Partidul Democrat îi va reuși acest rebranding, iar aceasta înseamnă și debarasarea de anumiți oameni. Uite, am văzut că s-a încercat acest lucru. Un nou lider, plecarea lui Vlad Plahotniuc din Parlament. Plecarea lui Vlad Plahotniuc a fost o condiție sine qua non pentru începutul acestui proces. Nu trebuie să ne așteptăm că rebranding-ul, prefacerea partidului se va face în câteva luni. Este imposibil, e vorba de câțiva ani. Venirea lui Filip la conducerea partidului, chiar dacă el a fost primul ministru partidului pe timpul epocii clientelare, aduce anumite speranțe. Filip niciodată nu s-a asociat, chiar dacă a fost un om din anturajul lui Plahotniuc, dar prin maniera sa de conduită politică, prin declarațiile pe care le făcea, el niciodată nu s-a asociat foarte clar cu cursul politic. Domnule pe care Țăran, el promova. Urmează alegeri. Deci, vorbeam aici cu domnul Diacov, el zicea că se discuta și despre candidatura pentru funcția de primar al municipiului Chișinău a domnului Filip. Într-un final, îl avem pe acest domnul Cebotari. Eu cred că a făcut deci s-a renunțat într-un final la lupta pe Chișinău. Nu s-a renunțat. Da, este absolut corect. De ce? Să-l arunce în luptă pe liderul proaspăt ales în condițiile când șansele de a înregistra un rezultat bun sunt foarte mici, înseamnă să-l defavorizez chiar de la început. Pe adică l-au sacrificat pe vicepreședintele partidului. Nu l-au sacrificat. Că haideți să vorbim așa. Ei au suficient de mulți bani. Domnule Ioniță, de ce nu investesc în promovare? Dacă nu mai investești pe ideea în promovare... Păi dar unde o vedem? Dar este absent. Dar ce vreau să vă spun? Nu are, deci în Chișinău, Partidul Democrat, acum spun ceva, lumea poate va zâmbi, unicul lider care a luat mult în Chișinău a fost domnul Filat în 2007. A luat 8%. Gata, mai mult n-a luat nimic. Deci asta a fost domnul Filat, a candidat în calitate de lider al PD-ului, dar el deja atunci avea un proiect politic separat și a fost o trambulină. Și el a luat 7%, deoarece a fost o excepție. În rest, democrația în Chișinău 2%. De aceea, pentru democrație, acum este altă situație. Ei trebuie să-și fixeze pozițiile în țară. Deci eu cred că obiectivul lor real trebuie să fie câți primari au, cred că 50-70 de primari pe toată teritoriul Republicii Moldova. Locul 3 în țară da, ar fi onorabil pentru dânsii. Dacă e blocul acum pe primul loc, împreună, ai zis blocul acum socialiștii se împartă între dânsii și dacă democrația reușește să iei poziția 3 în țară, având vreo 70 de primari, dintre care măcar câțiva de orașe, deci asta înseamnă că tu ai oprit căderea, ți-ai fixat poziția și de pe această poziție încerc să dezvolt social-democrația în țară, din tot ce a spus domnul Țăran, nu știți de acord. În Chișinău, domnul Filip a fost prim-ministru. Deci domnul Filip a ajuns la anumite poziții. El nu putea, de pe poziția unui fost prim-ministru, să vină aici în Chișinău și să ia un 2%. Și nu din cauza că el este rău, din cauza că în Chișinău nu se votează altfel decât geopolitica mea și noi tăi. Deci în Chișinău este clar, sunt doi lideri. Pe stânga, domnul Ciobanu, pe dreapta, domnul Năstasă. Cum? Și tot ce depinde în Chișinău, cât de mult să mobilizați oameni. Dacă mobilizarea este slabă, înseamnă că, tradițional, minoritățile naționale îs mai mobilizați, înseamnă că stânga iese la votare, dreapta nu a ieșit, o câștigat Ciobanu. Dacă oamenii au ieșit la votare, înseamnă că dreapta sunt mai mulți și dacă ei dacă sunt mai mulți așa de acasă, nu sunt mai mulți. Și atunci, ce s-a întâmplat cu domnul Ciobotaru? El nu este jertfit. Să nu uităm că domnul Ciobotaru este vicepreședinte de partid,
dar el nu este format ca persoană publică. Nu puteți să spuneți că domnul Ciobotaru are o aură și el este format ca persoană publică. De aceea, alegeri locale pentru domnul Ciobotaru ar fi oportunitate memorare în memoria colectivă a lui ca un lider politic nou în grupul democrat. Nu a fost dar aceasta o încercare de a se proteja de un eventual proces juridic în contextul în care a fost extins de imunitate pentru domnul Cebotar. El mai degrabă a provocat ridicarea imunității parlamentare prin faptul, cel puțin o parte din expertiza politică de la Chișinău este de părerea că el, prin gestul său de a candida la postul de primar, a provocat ridicarea imunității parlamentare. Dar asta e mai puțin important. El totuși, deci apariția lui și cine ar fi apărut în locul lui în calitate de candidat al democraților pare a fi așa un miel de sacrificiu. Aici este inevitabil. Dar eu vreau să vorbesc despre o nuanță, după mine, foarte importantă. Aceste alegeri totuși ar putea, fiindcă eu cred că pe flancul unionist, pe flancul pro-românesc, mai degrabă, nu atât unionist cât pro-românesc, de mult se întâmplă niște procese care, volens noles, odată și odată, din stadiul cantitativ, trebuie să treacă în stadiul calitativ. Ar putea să se întâmple că la aceste alegeri se va întâmpla ceva. Da, mulți candidați defavorizează acest ceva. Dar inclusiv faptul că, de exemplu, Boris Volosată și-a scos candidatura și a spus votați pentru cel mai bine plasat candidat de pe flancul pro-românesc. S-a mai vorbit și despre alții. În permanență se vorbește în spațiul public despre necesitatea consolidării unioniștilor și pro-românilor în spectrul politic. Asta ar putea să aducă la faptul că o parte considerabilă a electoratului pro-românesc ar putea să vină și să voteze pentru un candidat care cu adevărat este cel mai bine plasat astăzi în sondaje. În primul rând, asta ar aduce la aceea că pe flancul unionist va apare un lider care ar putea să insufle o anumită doză de speranță și în jurul căruia ar putea să se constituie un proiect de unificare a unioniștilor. Să mă scuzați pentru această tautologie. Asta este o lună la mână. Și dacă iarăși Chișinău ar da dovada faptului că totuși există capacitatea aceasta de coagulare pe acest flanc, trecând peste rezultat, este foarte puțin probabil că un candidat unionist poate să câștige alegerile la Chișinău, dar... Dar să-i pună probleme candidatului de dreapta evidențiat? Nu, nu o să-i pună. Nu o să-i pună probleme, fiindcă în turul 2, în caz dacă electoratul unionist va vota consolidat pentru o candidatură, este absolut evident că această candidatură, chiar dacă nu prea îl agrează pe Năstase, se va adresa electoratului său și va spune trebuie să votăm pentru acela care, așa cum care? Este el. Avem patru. Valeriu Munteanu, ultimul sondaj, îl favorizează pe domnul Țicu, care a apărut în campania electorală foarte târziu, eu chiar aș spune fatal de târziu, și în același timp a reușit pe parcursul unui timp foarte scurt să acumuleze adeziunea unui segment. Deocamdată ce el nu este arată foarte acest sondaj? Sondajul arată că el este pe locul 3, l-a depășit pe ultimul sondaj, l-a depășit pe Chertoacă. Și el devine dintre... Cu 3%? Nu contează. Aici eu vă aduc aminte că la alegerile prezidențiale din 2016, iar eu am participat în numele societății civile, au fost mai mulți colegi când atunci am încercat să aplanăm conflictul care, iată, era gata să răbufnească între Năstase și Maia Sandu, cine trebuie să candideze din ei la președinție. Și Maia Sandu a venit ca candidat la președinție având câteva zecimi de procent în sondaje mai mult decât Năstase. Deci contează acest lucru, indiscutabil contează. Dar dacă oamenii vor fi convinși, iar în aceste două săptămâni până la alegeri este nevoie să se producă ceva, inclusiv la nivel de mesaj electoral, și vor crede că da, există un candidat bine plasat pentru care merită să votăm, eu cred că Partida Unionistă ar putea să aducă, să da dovada unei surprize la Chișinău. Mai lung decât nasul lor. Păi proiectul acesta este unificarea dreptei unioniste pe viitor. Eu vreau aici să-l aduc aminte 2007, alegerile, când domnul Filat s-a lansat în politică, în sensul deja își trasa cariera politică. El a mers atunci în alegeri locale,
pe filiera Partidului Democrat. El era reprezentantul Partidului Democrat și a rămas în locale cu democrație. Și a luat maximul care a avut o democrație, 8%. Dar deja atunci, pentru mulți era clar, dar mai târziu a devenit evident, că asta a fost un proiect politic și dumneavoastră în felul acesta s-a lansat. Pentru dânsul alegeri locale din 2007 au fost un exercițiu de a creare ceva mai mult. Da? Acum, dacă partidele unioniste, toți acești lideri, și nu toți, dar unul, doi din ei, încep să gândească la modul serios, ei trebuie să înțeleagă că alegerile locale sunt un exercițiu prin care îi poate da dovadă de înțelepciune politică. Apropo, Vicelor, m-am spus că întrerup. Da. A fost o masă rotundă organizată de Mișcarea Civică Europeană, la care au fost invitați liderii. Și într-un mod paradoxal, nici Țurcanu, nici Țicu este adevărat și a trimis reprezentantul său pe doamna Guțu, nu au venit ca nemijlocit să se identifice cu cei despre ce vorbește domnul Ioniță, cu un proiect de unificare a dreptei. Este adevărat, pentru unioniști, pentru pro-români, astăzi la Chișinău, important este să nu să câștige alegerile, dar să dea dovada faptului în aceste alegeri că dreapta unionistă, dreapta pro-românească poate să se unească. Dar iată de proiectul pentru care, dacă nu vor, pentru că nu au experiență, pentru că nu au clar viziune politică și, din păcate, ambii sunt foarte tineri ca politicieni și Țicu și Țurcanu. Maturitatea asta politică i-ar ajuta. Faptul că el are 2% nu este o problemă. Dacă tu știi cum să gestionezi aceste 2%, a fost un candidat în 2007, care dacă trecea nu lua absolut nimic, poate. Dar el a avut înțelepciune, cum nu vreau să dau numele, acum că nu am permisiunea. Dar el, da, pot spune, domnul Roșcovan, Mihai Roșcovan. Deci el atunci, în alegeri locale din 2007, el a înțeles foarte bine cum să joace și el acele câteva voturi care le avea, că nu avea foarte multe voturi, le-a gestionat abil în favoarea altui candidat. După aceasta a fost apreciat gestul lui. El a știut să-și construiască o acțiune. Deci faptul că tu ai 2% e foarte mult. Bun, chiar toacă a început. 2% e foarte mult în condițiile când aceste 2% ajută la construcția la ceva sau când le folosești la distrugerea la ceva. Și acum întrebarea care ne ascultă toți, care ne văd pe noi, spun, băi, oameni buni, așa, 2%, e foarte mult când ai nevoie de câteva voturi ca unul să câștige și aceste 2% e foarte mult când ele sunt utilizate ca să-l distrugă și nu câștige cineva. Toată întrebarea este, partidele și liderii unioniști, ce fac ei cu procentele lor? Asta nu e puțin, asta e mult. O să vedem, mai avem timp. Ambii trăiți în Chișinău. Cu siguranță. Da, locuiți în Chișinău. Cu siguranță ați văzut panouri publicitare în preajma acestea. Cine este cel mai prezent? Eu am văzut panouri publicitare, billboard-uri. Electorale. Acestea, da. Eu am văzut trei partide politice. Eu numai unul. Se etalează. Socialiștii, am văzut partidul nostru și am văzut Partidul Democrat. Să-mi arătați mie celelalte două, că n-am văzut niciunul. Da, l-am văzut. L-am văzut pe domnul Diacov, alături de domnul Cașu. Deci, voiam să zic, în proporție de, nu știu, 70-80%, orașul este împânzit cu panouri electorale, cu reprezentantul socialistilor. Deci, domnul Ciobanu, trebuie să spun, el este, eu îl văd în fiecare zi, mă trezesc cu dânsul, mă culc cu dânsul, când vorbeam bună ziua cu dânsul. Domnule Ioniță, această prezență, vizibilitate, enorm de mult pronunțată. E într-un avantajul acestui candidat sau într-un dezavantajul lui? E avantaj, categoric, și vă pot spune. Deci? Vă spun simplu. Un om, ca să fie votat, trebuie să fie exerciții. Cunoscut, recunoscut și votat. Deci prima ce are nevoie... Știți, sunt companii de monopoliști la noi în țară. Nu vreau vă da numele. Monopoluri. De ce îi fac publicitate? Și atunci mă uită, cineva zice, păi de ce fac ăștia publicitate? Nu? Sau companii internaționale mari. Energie electrică. Nu, tu n-ai să cumperi de la altul, dar nimeni nu spune, cumpăr la mine energie electrică, că deși companii își fac publicitate, da? El sunt monopoluri. Simplu. Pentru imagine, pentru organizarea clienților. Deci domnul Ciobanu, el are oamenii lui. Și oamenii lui trebuie să-l vadă, bă, el este. Deci el n-are nevoie pe ăștia de vorbitorii de limba rusă, care știți de 5%. El n-are nevoie să convingă, stimați, votați cu mine. Ești așa votează cu dânsul. Iau nevoie să-l vadă. O, liderul nostru este. Este, e prezent. Deci, tu, panourile acestea, nu sunt pentru ca să aducă voturi. Dar ca să-i ții, cum am spus, lui Războiul care se dă, va fi foarte clar. Steagul,
de stânga, steagul de dreapta. Știți, nu, vreau să înțelegem în ce măsură contează, domnule Țărană. Deci avem aceste panouri publicitare peste tot cu domnul Cioban. Domnul Năstase, practic, este absent din această formulă de vizibilitate. Și vorbeam noi anterior că nu contează atât de mult modul în care se manifestă, sunt evidențiați doi lideri, de stânga și de dreapta. Și într-un final vom avea acești doi candidați. Păi nu știu. Haideți să analizăm. Expertiza politică, comentatorii politici, cel puțin o parte dintre ei, vorbește despre o anumită înțelegere care există la nivelul celor doi candidați cel mai bine plasați. Așa. Chipurile ei au convenit ceva despre dânsi și nu există, desigur, o certitudine în această privință. Dar cel puțin asta se discută, este una la mână. Acum, billboard-urile acestea. Ce ar fi această înțelegere? Haideți să... Păi ce bun, se discută, deci astea? Noi mimăm lupta electorală, dar de fapt împarțiala s-a făcut a priori. Mai concret, haideți, dorit, doar fi, domnule... Dar ca să, mi-aș fi dorit să fie așa, mi-aș fi dorit. Eu sunt sigur că ei nu s-au înțeles. Eu sunt sigur. Deci dumneavoastră aparțineți celelalte tabere a expertilor. Dar s-au înțeles ce rezultați fie, domnule Țăranu. Opinia mea, vă spun, care domnul Țăranu, și sper că tot o să acceptați. Ei nu au reușit în 3 luni să vadă cum e să lupte în condiția când sunt în coaliție. 2010, când noi eram în coaliție cu PD-ul și cu PL-ul și ne-am băgat în campanie. Noi PLDM, da? Da, da. Eu atunci reprezentam. Și ne-am băgat în campanie electorală. Vreau domnul Țăranu să ne zică care ar fi această înțelegere? Bun, iar vorbesc despre acum ce se discută în cercurile astea, da. Despre o versiune, iar putea să fie una improbabilă, greșită. Problema este alta. Când ne întoarcem la aceste billboard-uri, aceste billboard-uri costă. Și atunci când orașul este împânzit cu ele, apare problema. Dar banii ei de unde sunt? Și mai ales că se discută în permanență despre faptul că în Republica Moldova, anumite partide politice sunt finanțate din niște surse obscure. Domnul Dodon a recunoscut acest lucru într-un video? Da, desigur. Putem reaminti acest lucru. Și și procuratura noastră a spus că acest video nu este suficient de convingător și nu poate servi ca o probă juridică. Hai să spunem așa. Și atunci apare întrebarea, dar parcă ne-ați spus că procuratura s-a reformat. Și nu mai este, deci, subordonată politic. Ok. Dar este vorba și despre alte partide politice care iarăși abuzează de aceste billboard-uri și chiar acum ni s-a arătat niște videouri iarăși unde banii curg gârlă, se împart la stânga și la dreapta. Apare întrebare, dar aceste venituri, și aici e zona de responsabilitate a domnului Ionis, dar din acești bani se plătesc impozite sau ele cum? Sunt din altă zonă. Țineți minte aceste videouri unde se dau acești bani. Asta este una la mână. Iar când vorbim despre lipsa acestei încăierări între principalii doi candidați, vreau să vă spun că spre deosebire de domnul Ciobanu, care luptă pentru postul de primar, fiindcă el de fapt luptă pentru viitor, pentru a deveni lider politic național, și eu aici sunt totalmente de acord cu colegul meu, primarul Chișinăului te propulsează într-un mod automat în postură de lider național. Asta în contextul în care nu Igor Dodon lider național. Ar... Nu contează. Igor Dodon poate să rămână președinte, dar un alt lider național va apărea în Partidul Socialiștilor. Astăzi, acum, acolo este lipsă acest lucru. În ceea ce privește domnul Năstase, el are o poziție de neînvidiat. El nu prea are stimulente. Dar pentru ce să lupte? El are tot. El de fapt a obținut și iarăși trebuie să se implice în chestia asta și așa mai departe. Și plus, dar pe de altă parte, domnul Năstase, dacă devine primar general, aceasta va crea o situație foarte complicată la viitoarele alegeri prezidențiale. De ce? Atunci, în blocul acum, se ridică două figuri, dacă nu sunt la același nivel. Eu cred că puterea reală a primarului general... Și din acest punct de vedere, candidatura doamnei Maia Năstase în calitate de... Maia Năstase. Dar să ne vine. Mă scuzați, da. Maia Sandu în calitate de pretendent al blocului acum la prezidențiale,
ar putea să nu fie chiar atât de evidentă. Și atunci, domnul Dodon, ce-ți mă gândesc? Dar eu vreau să vă scuzați. Când avem noi alegerile prezidențiale? Anul viitor. Ar fi culmea, domnule Țăranu, eventual dacă domnul Năstase câștigă funcția de primar al municipiului Chișinău, să candideze anul viitor deja pentru prezidențiale, în contextul care acum candidează pentru acest lucru. Eu nu vreau să afirm acest lucru, dar obiectiv asta e o situație. Noi avem în prezent Republica Moldova, eu mă bucur, în opinia mea, Republica Moldova, Parlamentul are o putere mai mare decât în alte țări. Deci la noi Parlamentul, într-adevăr, joacă un rol destul de bun. Președintele țării, după ce a fost anihilat câțiva ani de zile, a devenit jucător real în spațiu politic moldovenesc. Prim-ministru este jucător real. Tot ce avem noi de câți ani de zile, noi avem omorât Chișinău ca un lider care joacă în spațiu politic real. Și eu cred că cel care va deveni primarul de Chișinău va fi un lider cu o forță politică și administrativă și tot ce doriți dumneavoastră, cel puțin comparabil cu prim-ministru. Adică miza este mare. Miza este mare. Și campania este anemică. Eu cred că... Domnul Țăranu făcea aluzie la ceva. Iar faptul că domnul Năstase nu vrea primar de Chișinău, părerea mea este că domnul Năstase are nevoie, ca și toți liderii politici, în fiecare zi să-și confirme statutul de lider național. Chiar dacă tu crezi deci că... Deci nu poate fi vorba când de... Când ador pe lauri, știți, când cad ăștia care merg pe ață, știți, când merg pe ață, toți care se întâmplă căderile mortale se întâmplă la ultimul pas. Deci după ce el a trecut 100 de pași și îți pare că tot așa, el se relaxează și cade. Deci toți liderii politici știu că fringhia până ai trecut-o, n-ai trecut-o. Și liderul politic, el nu poate să doarmă nici o secundă și el trebuie să-și confirme statutul lui de lider, cum a spus dreapta. Că eu cred că eu sunt de dreapta una. Numai dacă el luptă pentru... Și el trebuie să lupte. Numai dacă lupte pentru... Dar el trebuie să lupte. Pentru ce se numește lider politic, dar nu este un profitor. Da, această înțelegere despre care ziceți dumneavoastră că se discută ar însemna că blocul acum cedează funcția de primar al municipiului Chișinău socialiștilor? Bun, ar putea să fie o simplă speculație. Și eu cred că dacă există o concurență politică adevărată, păi această speculație este cu adevărat speculație. Dar nu poți gestiona electoratul în halul ăsta. Vreau să înțeleg... Pun o întrebare simplu, ca economist, eu nu sunt politolog. Deci, dacă eu cedez, așa, pentru o înțelegere, funcția de primar general de Chișinău, ce funcții trebuie să-mi dăie mie pentru ca eu să cedez așa ceva? Deci, rolul primarului general de Chișinău este atât de mare. Acest lucru? Nu poți ceda. De exemplu, eu îmi scot, acum vorbesc în numele președintelui Dodon, eu îmi scot toate pretențiile pentru postul ministerial în guvern. E prea puțin. După mine e prea puțin. Deci primarul... Eu pot să spun eu ca tehnolog politic pot să spun următoarele. Blocul acum era pur și simplu obligat dacă să reieși din logica elementară. Imediat după ce l-a dat jos pe Plahotniuc, imediat după ce, și cum în societate s-a consolidat poziția, părerea aceasta că Dodon este corupt, este finanțat din exterior, ei trebuiau imediat să-l atace pe Dodon, să rupă această alianță, să meargă la alegeri anticipate, fiind pe val și să câștige aceste alegeri anticipate, aici cu toate riscurile inerente. Erau limitați din exterior. Ok, tu poți să fii, în acest caz, noi trebuie să recunoaștem că guvernul nostru nu este un guvern suveran. Nici Trump, dacă vă duceți, toată ziua cântă că e păpușa Kremlinului. Faptul că acest guvern a fost creat prin influența factorului exterior, este o evidență. Dar că mai recunoaștem că el și continuă să fie dirijat din exterior, păi atunci eu pierd orice speranță. Aici, dacă se poate, o frază legat cu... Da, foarte pe scurt. 2001, comuniștii au venit la putere, dominau total, credeai, băi, cine poate termina pe ei? Prima rază unde a apărut? Când au pierdut Chișinău. Deci Chișinău, orașul Chișinău, nu contea guvernul, ministri, absolut nimic. Deci lovitura s-a dat în 2007 în Chișinău. Eu cred că comuniștii au pierdut în 2003, atunci când Voronin a comis o greșeală ireparabilă. Când s-a dus la Putin și l-a rugat că el să ne facă un plan de reglementare în Transnistria. Asta ce cap trebuia să ai să... din acest moment să asta pentru o altă emisiune. Deci, un fapt divers, socialiștii nu au candidat la Sadova, localitatea de baștină a lui Igor Dodon. Spune asta despre ceva?
Iată, mi-a scăpat acest detaliu. Chiar astăzi, astăzi, da. Păi, sunt doi candidați independenți acolo. Asta vorbește de faptul care este autoritatea domnului președinte Dodon în propriul sat. Deocamdată. Nu știu, dar nu mai este la modă sau să înțeleg că nici băștinașii lui Igor Dodon nu mai votează partidul pe care acesta îl promoveze. În primul rând, Sada va fi plasat în centru unde, să zicem așa, mai mult e pro-european, dar eu cred că acolo e situația ca și din orașul meu de Bașa, în Strășeni, unde vreo 7 partide au susținut un candidat independent, deoarece au considerat că... Se votează totuși persoana și nu... La nivel de primar, noi am făcut o excepție, Chișinău. Eu am spus, Chișinău asta este practic politic național, primăriile mai mici, e vorba de persoană și în cazul cum este și cazul Strășenilor, deci persoana, 7 partide au spus că o susținem și au, nu au candidat, și partide mari, inclusiv partide de la comuniști la unioniști. Deci PLE-ul cu PCRM-ul, cu PLDM-ul, acum-ul. Dar Sadova este neplăcut, cazul Sadova este neplăcut pentru Dodon. Ar putea să întâmple că el, el nici nu a insistat, fiindcă pierderea unui candidat al socialiștilor la Sadova ar fi fost o lovitură aplicată imaginii lui Dodon. Atunci e o acțiune bună. Așa, mai avem câteva minute. Vreau să discutăm despre această situație cu Andrei Năstase, unde Curtea de Apel i-a reconfirmat cumva statutul de primar. Pe cine avantajează sau nu avantajează? Oamenii sunt în continuare debusolați. 12 zile mai putea fi primar Andrei Năstase, dacă voia putea să se retragă din cursa electorală pentru eventuala validare a următorului primar. De ce s-a făcut acest lucru? Ce se întâmplă? Știți, pe cine avantajează o să aflăm pe data de 21 deci octombrie, a doua zi după alegeri, când se vor număra voturile. Dar este absolut evident că o parte bună a opiniei publice este de părerea că această mișcare a fost una mai puțin inspirată. Care a fost sensul? Să-i faci imagine suplimentară lui Năstase? Sau, nu, dreptatea a triumfat. Dar de ce dreptatea n-a triumfat în luna august sau în luna iulie? Eu cred că aceluia care i-a venit în cap să facă această mișcare, i-a făcut un deserviciu lui Năstase și în fond partidii acumiștilor. Din simplu motiv că a creat impresia că chipurile această justiție care se reformează, ea continuă să lucreze la comandă. Nu știu, ar putea să se întâmple că nu este așa, dar impresia este aceasta. Și dacă cu adevărat cineva din politehnologii acumiștilor a mers pe această versiune, haideți să-l favorizăm în așa fel pe Năstase, el a defavorizat și toată partida acumiștilor, dar și pe Năstase în parte. Eu aici aș lua mai simplu. Ingerință în justiție? Nu, aș lua mai simplu. Nu mai uităm de aceea că există un proces de judecat în instanță. Judecătorii ăștia ca cu niște castani fierbinți, trebuie ceva să fac cu dâși. Eu mi-aduc aminte, în 2007 am fost atacat în instanță. De ce cu 10 zile? De, nu, și vă spun, am fost atacat de cineva în instanță și judecătorii nu vreau să iau cazul meu, cu ambasadele toate, că erau chestiuni de activist civic, și să iei contra mea decizii, să temeau că toți ambasadorii se uitau la povestea asta, să iei în favoarea mea, să temeau că era partidul la guvernare. Până la urmă, mi-a dat la un judecător după cazul ăsta și l-au întins până în 2009, că așteptau așa să se întâmple pe 5 aprilie. Și nu s-a întâmplat nimic și judecătorul a fost nevoit să iei o decizie de asta, cum să zic așa, când mai contra mea, deci nu știa ce să decide, dar trebuia să decide ceva, vă dați seama, că este cazul în instanță. Și cu toate consecințele politice, că se bătut din ambele părți, așteptau claritate politică, claritatea politică nu a venit și au fost evoluție o decizie așa, cumva, nu știu. Apropo, dar toate instanțe, toate nivelele instanțelor judecătorești care au luat decizia să-l invalideze pe Năstase, ei cumva... Curtea Supremă de Justiție acum trebuie să... Ei cumva răspund pentru ce au făcut? Păi nu, ei trebuie, pot fi... Sau cum, vine cineva... Iau structurile lor, deci dacă se demonstrează tot aceasta, dar în opinia mea, cel mai simplu ce s-a întâmplat, că judecătorul acesta, el trebuie ceva să facă. Deci el trebuie ceva să facă cazul ăsta. Și atunci, că puneți-vă în locul lui, el trebuie să iei decizii. Și fiți atenți, neluarea unei decizii, tot e decizii. Deci el trebuie să decide că sau Năstase e primar, sau Năstase nu e primar, sau el nu o examinează și o aruncă pe data de 20. Am mai uitat-vă, dar dacă el spune că o examinăm pe data de 22,
August. Nu. August. Nu mai era relevant. Acum. Ei au venit acum adus. Nu. Luăm altceva. O examinează după ce se epuizează și turul 2. Și le decizii că au câștigat Năstase, am pierdut. Tot asta mă, e o stupiditate și mai mare. Deci noi am intrat într-o prostie, care acum și nu decidea judecătorul, dacă spunea că Năstase nu e primar, îi rău, dacă spunea că Năstase e primar, îi rău, și dacă nu lua o decizie, spune că, băi, eu mă întind pe după alegeri, dar asta generală Nu, dar decizia judecătorească în timpul campaniei electorale este un element al campaniei electorale. Și asta nu pot să înțelegi. Dar nedecizia lui. Noi păi această nedecizie a fost pe parcurs de 2 ani. Nu, dar acum, imaginați că a venit la domnul Clima, că e dumnealui, i-a venit dosarul și el are 3 lucruri de făcut. Nu hotărăște nimic. Și când nu hotărăște nimic, de fapt, tot e decizii și după mine este cea mai proastă din toate posibile, cu o mână pămpi după alegeri. Da? Vă dați seama și tărăboi era în țara asta? Dar ce era? Era, deci, o decizie judecătorească a corejat o altă decizie judecătorească nedreaptă. Iată ce era. Fiindcă în cazul acesta... De 30 octombrie? Da, da. Tu puteai spune că este... În fine, aici putem discuta până la infinit. Deci, suntem pe final. Deci, oricine hotăra, el era prost. Am înțeles, suntem pe final. Haideți, câte un pronostic, nu ne mai vedem până la alegeri cu dumneavoastră, pentru municipiul Chișinău. Eu cred că primii doi vor lua în turul întâi cel puțin 80%, iar cel mai probabil 85% din voturi. Vor rămâne uimiți toți candidații buni când vor constata că au simpatizanți de 10%, iar voturi vor avea foarte puțini, nu de atât că ei sunt răi. Oamenii vor vota foarte, foarte rațional. Stânga, dreapta, punct! Nu va fi altceva nimic. Voturi pierdute în sens că va fi foarte puțini. Domnule Țăran. Și eu cred că principalii candidați păstează cele mai mari șanse, dar eu cred că există loc și pentru o surpriză românească la Chișinău. Am înțeles. Vă mulțumesc mult pentru prezență și deja așteptăm și noi rezultatele să vedem în ce măsură pronosticurile noastre se vor adeveri. Doamnelor și domnilor, Cotidianul Life a ajuns la final. Vă mulțumim foarte mult pentru atenție. Să aveți un weekend cât mai frumos. Noi ne revedem deja săptămâna viitoare, marți, începând cu ora 20:00. Pe curând!